Hei, salutare, prieteni! Aici din nou Horror. Continuăm aventura cu coloniștii noștri. Eroii noștri din clanul Horror. Hai să stăm, prieteni, un pic viteza mai mare, așa. Ultima dată mi-aduc aminte că am făcut toate tehnologiile din Paleolitic. Și urma să trecem în mezolitic, trebuie 9 puncte de tehnologii și putem face oloritul să trecem la mezolitic. Mai trebuie 2 puncte, avem doar 7. Hai să... Uite, văd că avem 15 populații din capacitate de 18. Având această capacitate, deja am putea aici la manage, dacă dăm la more, în zonele de muncă, am putea pe fiecare zonă să punem câte două persoane. Până acum din oficiu a fost una. Ne punem două. La fiecare zonă. Așa fiecare va fi ocupat să facă câte ceva. Ok. Deci acestea sunt făcute. Ne-a anunțat că zona de muncă de cules Silex s-a terminat. Deci nu mai sunt Silex în zona care am dat. Nu mai există această resursă. Așa că vom schimba locația. Vedem pe unde mai aici. Aici ar mai fi ceva. Și vom da, pentru că din oficiu se ne dă unul și noi prestabilim două persoane să lucreze acolo. Acest silex îl punem manual să fie cules. Că lo vedem destul de clar, e lângă baza aici. Ne-au venit punctele să facem această tehnologie și trecem în mezolitic. De acum toate tehnologiile, ați văzut, până acum au costat 3, acum sunt mai scumpe de făcut, costă 4 de fiecare. Trecând aici, ne zice ceva de transport. O sugerință ca următoare tehnologie să facem transportul, pentru că totul să meargă mai bine. Ok. Deci, pentru următoarea tehnologie trebuie să facem transport. Da, este o idee bună. Dezblocând asta, cred că ne-a dat să construim ceva disactivat, nu? Nu s-a activat nimic de construit. Deci, cum ar veni, oalele nu le facem noi. Ne vin din oficiu, așa, pur și simplu facem tehnologia și avem oalele. Dar putem pune desactivat extragerea apei. Nu avem fântâni, dar putem lua de aici, din râu, apa. Și că punem aici și ei vor lua apă de aici și o vor stoca, practic. Să văd eu, copacii se taie destul de bine. Asta cu de pietrele aici. Inclusiv carnea ne arată că expiră.
Avem mult în stoc, care nu s-a mâncat. Nu avem populația prea mare, dar să producem destul de bine noi. Cam dată, lăsăm așa. Nu mai avem loc de stocare. Probabil acum, de când a început să care și apă, avem aici și de apă. Cam ocupă locul. Să mai construim un... de asta, costul de stocare de asta. Aici. Scade moralul. Nu înțeleg de ce, pentru că totemul e aici. Asta în asta se roagă la totemul, nu știu ce face acolo. Și crește moralul. O să facă toți asta, dar probabil s-o ocupați cu sarcinile distribuite ce trebuie să facă. Și... bine, că nu o să scadă destul de mult să-l vor duce la un moment dat. Din propria inițiativă. Se pare că s-a mai lăuturat coloniei noastre încă un anumit număr de persoane și avem limita deja de populație, deci ar trebui să mai construim locuințe. Să construim în direcția asta. S-a mai terminat iarăși silexul din zona de muncă. O să trească să punem altă zonă de muncă pentru silex. Aici ar mai fi mai mult. Și dăm tot așa 2. Asta să mai dăm tot așa manual. A venit comerciantul. Ce ne poate da? Luăm vegetalele astea din oficiu. Ne dă grâne. Și ne vinde tehnologia de a procesa grâne, dar foarte, foarte scump. Prefer să o fac eu. Să nu o cumpăr. Dar grânele e bun să le avem în stoc. Nu cred că se strică grânele. Și avem și făină ne dă. Din făină putem face pâinea. Dar nu și făină. Bun. Azi că dăm astea care sunt din lemn făcute. Pieile astea nu. Scoatem mai. Deci facem așa afacerea. Chiar că mulțumim băiatul. Deci s-a construit, se poate stoca, deci era să punea panel. Casa se construiește. Acum avem 9 tipuri de zone de muncă. Da, 3, 3, 3, 9, 9 tipuri avem. Avem pe toate. Zice că anumite persoane nu au haine călduroase. Avem doar 15 din tot populația de 18. Dar propunesc că le vor fabrica. Eu așa bănesc. Mi-au venit tehnologiile, hai să facem asta cu grânele. Nu, ni s-a sugerat să facem transportul. Și asta vom face. Poate transportul, niște săniuțe, construim niște un fel de săniuțe.
de a transporta resursele mai ușor. Și asta le putem face aici la transport. Am putea, deci, ne da să construim, o să punem aici, un fel de suport unde vor sta săniuțele, că nu vor fi folosite. Facem două. Și să facem săniuțe. Săniuțele se pun aici, după cum se vede. Când nu sunt folosite, vor veni aici. Pe care suportă găzduiește două. Noi să facem 4 săniuțe, deocamdată. Dacă defrișarea merge destul de bine. Sunt multe resurse pe jos, pe aici. Probabil de asta ne-a și sugerat să avem sensul. Pentru a transporta tot lemnul ăsta. Dar aici e cam plin, adevărat. Atât lăsăm așa. Nu ne încurcă cu nimic. Căinuțele tot nu s-au făcut. Nu știu ce se întâmplă, nu avem piei? Bă, da, nu. Nu, nu avem piei. Într-adevăr, nu avem piei. Ce le vom cumpăra? Trebuie să trebuiască să meargă la vânătoare. Sau am să schimb zona de vânătoare? Probabil că acolo mai vin multe animale. Am să schimb zona. S-o pun aici, aici, la intersecția asta, posibil să vină mai multe animale. Punem aici. Zona de cules piatră s-a terminat, ne-a anunțat. O să facem alta. Aici e o grămadă de piatră, cum se vede. Punem aici zona asta. Se dăm două persoane. Cam așa. A venit iarna. Și avem câteva persoane care să sufere un pic de frig, dar... Cum ar fi asta de scăză moralul? A, nu. Dar e haine mai. S-are doar moralul scăzut. Du-te să te rogi la tot tenderul aici. Am mai putea face o tehnologie. Și am zis că să priorizăm întotdeauna vânătoarea, să facem asta, să putem face arcurile. Și dând această tehnologie, deja putem face arcuri aici. Dăm click și anulăm praștiile. Nu mai vânăm cu praștia, vânăm cu arcul de acum. Iar când va veni comerciantul, praștile le vom vinde. Noi trebuie să avem scule avansate, nu alea vechi. Aici, de cum a schimbat zona de vânătoare, deja a început să vâneze. Animalele, se pare că a fost o decizie foarte bună. Deci, cam în episodul ăsta, cam despre asta a fost vorba. Un pic că am mai avansat, a trecut în mezolitic, am făcut ceva tehnologii, niște construcții noi. În episodul următor vom face celelalte tehnologii, vom avansa un pic mai mult. Rămâneți cu bine, aici a fost Horror. Ciao, ciao!